Românii s-au bucurat de câteva zile de vreme frumoasă la începutul lunii ianuarie, însă iarna își intră în drepturi. Sunt așteptate ninsori și temperaturi sub pragul înghețului. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele săptămâni. Vremea devine rece și instabilă în cea mai mare parte a țării, iar ninsorile își vor face apariția. După mai multe zile cu temperaturi de primăvară, ninsorile revin în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe următoarele săptămâni. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale până pe 6 februarie, iar precipitațiile vor fi reduse. În prima săptămână de prognoză, în perioada 9-16 ianuarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în județele din regiunile estice, vestice și sud-vestice. În restul țării va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval. În acest context, directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat că în zona montană vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă. La altitudini înalte, în zonele montane, zăpada va fi viscolită, relatează dailybusiness.ro.